și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Da, mă. Tema pentru acasă, tot zici noi pentru acasă, dar noi facem așa, ce doi... Tema pentru acasă. Eu întrebam, de fiți acolo să faceți temele și am spus că nu. Cine a zis? O fetiță din clasa 4, urmărește și ea, i-a zis să urmărească lecțiile dumneavoastră. Pentru acasă? Da, și pe cum? Îți facă temele? Nu teme, dar așa scrie de-o profesor. Azi scriu așa? Mă puteți scrie tema pentru acasă. Așa, azi încât din 13, da? Da, a 12, a 2017. Gata, pornim repede. Știi, eu... M-am trezit azi noapte și tot m-am gândit la problema aceea, mie mi-a plăcut foarte, 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 foarte tare. Că probleme de acestea, tu faci în care să-ți dă numărul total. Dar problema de aceasta în care nu ți-o dă numărul total, ți-o dă o șmecherie, că vin 8, pleacă 8, nu prea mă întâlnesc și tot stau și mă gândesc... Oricum dacă vin 8 și pleacă 8, pe același număr. Total, da. Pe numărul de copii în clasă este același. Dar se creează o situație formidabilă frumoasă. Deci, îmi mai amintim, tu îți mai amintești că eu nu mai știu. Da? Deci te rog eu mult să te gândești. Ți amintești? Hai, povestește-o tu. Cum a fost problema? Într-o clasă sunt fete și băieți. Corect. Fetele sunt de 6 ori cât băieții. Așa. Deci, dacă fetele, pleacă 8 fete. Deci așa era, de seara sunt noi, nu? Aștia sunt băieții. Bă. Da, băieții. Și fetele sunt de câte ori? De 6 ori. De 6 ori. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 ori. Acum. Nu ne spune autorul nimic în legătură cu totalul copiilor de clasă. Da. Deci ne lasă în ceață în chestia asta. Uh-huh. Dacă ar fi fost drăguț, trebuia să ne spună, după modelul de probleme care știam eu, spunea, în total sunt atâta. Te-ai fi descurcat... În total sunt... Nu, dacă... 40. Nu. Am amintesc. Bine. Pentru că ți-amintești din problema de la fel. Dar dacă eu aș fi spus aici, sunt atâția copii. Tu te-ai fi descurcat cu problema asta. Deci, da. De ce? Că numărai repede câte segmente sunt, împărțeai la numărul segmentul și aveai numărul băieților. Deci era o problemă la îndemâna ta, obișnuită. Foarte simplă. Foarte simplă chiar, așa cum spui, foarte simplă. Însă, de data asta spune așa autorul. Ce spune, te rog? De scrisă. Da. Fetele de 6 ori decât băieții. Am făcut asta. Deci prima informație e de asta, că e de 6 ori. Apoi, în loc să ne dea numărul total de copii, spune așa. Dacă... Mai vin 8 băieți și deci, pleacă. Deci dacă mai vin 8 băieți și pleacă, spunem tu... Și pleacă 8 fete. Deci dacă mai vin, hai să desenăm situația aceea când vin încă 8 băieți. Da. Deci de sus o vedem încă o dată. Deci ca și înainte, e ca înainte, dar acum se întâmplă că nu se mai ajunge până la capăt aici, ci este un gol pentru că pleacă cele 8 fete, iar băieții sunt ca înainte, dar încă un grup de 8. Deci încă 8. Deci încă 8. Să remarcăm acest lucru, că mai vin încă 8. Și aici pleacă 8. Deci, am mai făcut o dată desenul? L-am mai făcut o dată ca să prezint situația asta. Tu te-ai întrebat de ce ne dă informația asta? Deci când se întâmplă așa ceva, după momentul acesta, de câte ori mai mulți? De fetele. Fetele de câte ori sunt mai multe? De 6 ori. Nu, erau de 6, dar dacă... Da. O plecat și o de plecat. De 4 ori. De 4 ori, da? Fiindcă au venit băieții mai mulți,
Fetele sunt mai puțin. Da, profesor, dar să nu ne mai chinuim. Puteți să puneți acolo 8, ca să nu ne mai chinuim. Unde? Să spuneți la un segment plus 8, faceți... Dar vezi că sunt 6, cum am zis mai înainte. Acum, noua situație, hai să o vedem asta. În clipa de față, a treia situație care o surprindem este asta, când băieții sunt cu 8 mai mult, așa cum am spus, iar fetele sunt acum de 4 ori. Deci numărul este exact de 4 ori. Și atunci am avem o dată. Băieții. Da. Și fiindcă de 4 ori o să fie, deci eu am să gândesc așa pe aici până la mijloc. Și să rămână până aici numai de 4 ori. Așa încât dacă numai de 4 ori vom acoperi în clipa asta, deci până aici, după mișcarea asta, de 4 ori trebuie să se întâmple. Adică segmentul acesta tot, tot segmentul care îi lipsând cei 8, așa, îl acoperim acum de 4 ori. De 4 ori. Da, de 4 ori. Asta înseamnă pe aici undeva este mijlocul. Și iată, din nou mijloc. Așa, și din nou mijlocul. Și aici este iarăși mijlocul. Uite, uite, dragul meu, cum se întâmplă în momentul de față. Domnul profesor, este bine cum am făcut? Da. Deci, suntem în situația asta fericită, când după ce vin cei 8, vom avea acum de 4 ori doar. De 4 ori mai mulți. Deci, de 4 ori vom avea mai multe fete. Și în sfârșit, deci, și iată aici încă 8. Deci vezi tu, situația după venirea celor 8 băieți și faptul că au plecat cele 8 fete, situația se prezintă în felul următor. Avem acum de 4 ori numărul acesta. O dată, de 2 ori, uite, de 3 ori, da? Și a 4 ori, de 4 ori. Sunt mai multe fete față de băieți. Da. Da. Ce vreau eu să remarci tu, să știi că la problema asta a noastră a apărut un comentariu, unul a spus, eu v-am urmărit cu foarte atenție, am 18 ani, am terminat liceul și problema asta mi se pare fantastică. Și acum noi îi spunem lui, o să-ți explicăm de ce ți se pare ție fantastic de grea. Și cât de ușoară este, pentru că vrem să pătrundem în mintea autorului. Vrem să descoperim care a fost meșteșugul lui. Și acum mai facem un segment încă o dată. A, așa, și așa de 8 să-i punem la sfârșit, nu? Da, adică segmentele astea egale vor fi de 4 ori până aici va trebui și celelalte al de 8 micuțele să-ți le punem la sfârșit. Da, profesor, dacă una este 20. Poftim? Una mea cred că este 20. Ia să vezi acum. Deci, practic, segmentele astea 4, 1, 2, 3 și 4, le punem acum unul după altul. Deci, iată cât de clar este. Și l-am pus pe toate cele 4. Punem... Da? Cele 4 segmente care reprezentau numărul de băieți la început. Iar acest grup de 8, acest grup de 8,
câte sunt? 1, 2, 3, 4. Da? Le punem la sfârșit. Este aceeași treabă. Da? Ia uitați. Și 8, 8, 8, 8. Iar trebuie să mai avem în vedere că au fost și cele 8 fetițe care au plecat. Așadar, pe cele 8 care le-au plecat, le-am pus cu galben. Și cum am ajuns? Exact la același nivel. Deci ce facem, adică, dragilor? Adică 5 de 8. Păi da, 4 ăștia care sunt aici, 1, 2, 3, 4, 4, și al 5 la 8 este cel care, numărul de fetițe care au plecat. Care au plecat. Așa, acela este al câtera. Al 5 la 8. Ei, bine, 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 bine. Dragilor, acum am urmărit cu foarte multă atenție. Cei 5 de 8 acoperă câte divizii de acest, câte segmente? Două segmente. Deci, și 8 ori 4, 20. 8 ori 4? 40. 5 ori 8. 5 ori 40. 5 ori 40. Așa. Și un segment egal 20. Corect, corect. Deci iată, aici este momentul când vedem că cei 5 de 8 acoperă cele două segmente. Da? Cele două segmente de mai sus și în clipa asta îmi permit să spun, nu? Că fiecare segment face cât? Deci 20 aici și 20 aici, că 5 ori 40 și iată cum am găsit exact problema, nu? Am rezolvat. Aș vrea să vă întreb ceva. În clipa asta, tu ai putea să formulezi o problemă în varianta asta? Noi am plecat cu 8. Da. Așa am luat cu bomboane. Bine, n-are importanță conținut, dar să vedem. Aș vrea să modificăm, 8-ul. Să zicem ce să modificăm. Pune un alt, o altă cifră. Modificăm toată problema? Putem modifica toată problema, dar se merge pe scheletul, nu ne ducem foarte departe noi, să nu cumva să greșim. Aș vrea să pătrundem ușor, ușor în mintea autorului. Cu 2. Cu 2, da? Foarte bine. Deci, pleacă două fete. Da? Pleacă două fete. De două segmente și foarte, foarte mic. Nu e nimic. Doi, nu mai facem modificare. Noi zicem cu 2, da? Da, dar facem altă... Bun, o să facem altă, dar hai să facem modificarea pe problema asta, să vedem cum iese. Deci dacă în loc de 8 pui 2, după propunerea ta... Am vrut să facem o dată cum mai complic așa. Te complici? Da. Păi de ce? Faci exact aia. Nu, mai complicat. Vrei să facem? Bun, hai să... Care variantă vrei să facem? Ultima aici, să reprezentăm și în loc de 8 să punem 2, 2, 2? Și tot de 4 ori să lăsăm. Da. Tot de 4 ori după modificarea asta, da? Da. Ei, atunci cum ar veni? Hai să o vedem pe asta, că tu aici vrei să... Că aici este miezul problemei. Deci ăsta este miezul problemei. Să ne înțelegem bine. Da? Și aici... cele două... Câți de 2 am să am acum? Câte segmente sunt? Tot așa, ca și înainte, numărul lor este exact 5. Deci 5 de 2. O să avem, deci, un 2. Practic, ultimul aici de 2 și pe mai asta împărțim în 2. Iată, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Da? Așa ai spus tu. 2, 2, 2, 2. Și atunci, cât înseamnă aici? 5 de 2? Da. 5 de 2 înseamnă? 5 de 2, 10. Corect. 10. Și 10 ăsta acoperi câte segmente? 2. Așa. Și atunci un singur segment cât este? Un singur segment. 10 împărțit la 2 egal cu 5. 5. Ai văzut? 5 înseamnă un singur segment, adică 5 cât sunt de clasă? 5 băieți? 5 băieți. Și câte fete? 20.
Că de 6 ori, nu, de 6 ori. 5 ori 6, 30. Deci clasa este compusă, nu cum a dat autorul, nu s-a făcut o clasă cu foarte mare, de 120 de copii, dar așa în gripa asta, după ideea care ai avut-o, tot e mișorat pe numărul de fel de care vezi. Deci, băieți egal cu 5, iar fete egal cu, cât ai spus tu, fetele înseamnă 5 ori 6, 30, după problema ta. Profesor, era 140. Așa au fost atât. 140. Toate clasele erau 140 și nu prea există o clasă de 140, și vorbim pe cea dreaptă, nu? Așa. Deci, vezi tu, poate ideea, dar dacă aș fi pus 3, pleacă 3 și rămân 3. Oare ar fi avut rost problema? Da? Deci dacă aș fi zis pleacă 3 și rămân 3. Pleacă 3 și rămân 3, da, rămân. Cât ar fi fost aici? 5 de 3? 5 de 3, 5 ori 3, 5 ori 3, 15. Și mai împarte la 2? Nu. Foarte tare! Deci cu 3 nu merge i-a problema. I-am pus 2. Deci ai fost pe fază, ai pus 2. Deci fii atent, e toată, foarte important. Dar și am pune câte 5. Dacă punem câte 5? 5 ori 5, 25. Iar nu se împarte la 2? Iar nu putem acoperi pe cele 2? Dacă ne-ar da 90, am putea să împărtem la 2. Deci care să se împărtem? Toată povestea este că problemele stau la întâmplare. Fii atent aici, aici se miază probleme. Deci nu facem, dăm așa niște numere la întâmplare și vrem să facem probleme. Nu! Autorul când face chestia asta are în minte foarte mult timp. Dar dacă ar fi spus așa, rămân de 3 ori mai multe. Da. Fii atent, dacă ar spune rămân mai de 3 ori, atunci ar fi trebuit să acoperim cele 3 segmente și ce trebuia să rămână după ce adunam noi de-al de 2 sau de-al de 3 sau de-al de 4, trebuia să împărțim la 3. Deci, vedeți? Asta vreau să vă spun. Putem să pătrundem în problemă cât mai adânc, să înțelegem că problemele nu se fac la întâmplare. Știți, noi am avut impresia la un moment dat că spune așa, dăm niște numere la întâmplare, le adunăm, le scădem. Nu, problemele acestea care au o forță nemaipomenită și foarte, foarte interesante sunt ca urmare a unui raționament sănătos care îl fac. Ai o problemă acolo. Da, da, da. Te rog. O citesc întâi. Bunica pune pe un platou 5 cornulețe, bomboane de 4 ori mai multe decât cornulețe și încă 3. Iar prăjituri, un sfert din numărul total de cornulețe și bomboane. Un sfert egal numărul pe 4. Da. Cei doi nepoți iau de pe un platou câte 2 bucăți din fiecare produs. Câte dulciuri rămân în total pe platou? Wow! N-am înțeles nimic. Normal. Asta. Ia-o tu și o citește. Vrei să citești tu? Da. Să înțeleg mai bine. Așa. Bunica pune pe un platou 5 cornulețe. Stop. Face un platou mare. Face un scris 5 cornulețe. Îți fac un platou așa. Deci un platou sunt. Scriu, fac 5 cornulețe. Fii atent aici. Acum învățăm și îi spunem prietenilor noștri că trebuie să citim programul. Dar ce nu facem? Deci, spunem 5. Vedem ce e pe platou întâi. 5 cornulețe. Cornulețe. Cuple, da? 5 cornulețe. Bun. Noi scriem, nu scriem în cuvinte tot, ci atât. 5 cornulețe. Mai departe, citește. Hai, 5 cornulețe. Scriu chitocul. Da. Bomboane de 4 ori mai multe. Stop! Stop! 5 ori 4! Așa! 20! Deci acum noi spunem 20 bomboane. Da? Deci 20 bomboane. 20 bomboane. Așa. De cât cornulețe? Cum? De cât cornulețe? Deci, cum de spune? De cât cornulețe? Mai citesc o dată. Bunica pune pe platou 5 cornulețe. Bun, bomboane de 4 ori mai multe decât cornulețe. Optim! Da, și-a spus cât au pus. 5 ori 4, 20. Și încă 3. Și încă 3. Și încă 3.
Aha, adică asta e prima operație. Și mai scriem 20 bomboane plus încă 3. Asta era. Deci aici la bomboane era 5 ori 4 plus 3. Egal cu 23. 23 bomboane. Bun. 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 Iar prăjituri, un sfert din numărul total de cornulețe și bomboane. Cum? 28 împărțit pe 1 pe 4. Împărțit la 4. Împărțit la 4. Așa. Păi cât faci 28 împărțit la 4? 28 împărțit la 4. Cât ori? 4 face 28. 4 ori? Tu te gândești, tu fă-ți legături. Nu știi cât, 4 ori cât fac 28? 4 ori 4, 16. 4 ori 6. 4 ori 6 cât? 24. 4 ori 7. Corect. 28. Da. Și atunci, cât face 28 împărțit la 4? 28 împărțit la 4, 7. 7. Da. De 7, prăjituri. Deci, de aici le adunăm, ar fi cu 5 plus 23, egal cu 28, total, da? Total. Și acum, 28 împărțit la 4. Egal cu 7. Egal cu 7. Ce sunt aceste 7? Prăjituri. Prăjituri. Deci am aflat 5 cornulețe, 23 de bomboane și 7 prăjituri. Mai departe. Cei doi nepoți iau de pe platou câte două bucăți din fiecare produs. Le adunăm și scădem. Câte produse sunt? 4. 3. 3. 1, 2, 3 la subliniat. Cornul, cornulețe, bomboane și prăjituri. Da. Cornulețe. 1, bomboane. 2, 3. Da. 2 ori 3 face 6. 2 ori 3 face 6. Și egal cu 7 plus 3, 30, 35. 35 minus 6, 29. Îi sigur? Da. Câte două din fiecare. Deci cei doi iau deci un copil câte două. Câte ia? Un copil. Două. Câte două? Șase. 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 Și nu știu șase. Copii? Și doi. Băi, vezi, poate aici a fost poanta. Aici cei doi, de ce câte iau câte două? Cei doi câte două. Deci și acum 29. 29 sunt de toate? De unde 29? Nu, 29 care am scăzut 6. Și încă dată scădem 6. Nu, cât 23? El a zis, s-a dus așa, că a făcut o scădere. Era cu 25. 35. 35 este total, da? Da. Adică total, să scriu și eu, total. Era 4. Înseamnă 5 plus 23 plus 7, nu? Așa înțeleg eu. Da. Și este egal cu 23 cu 7, 4, 30. Așa ți-a așa, 35. 35, foarte bine, total. 35 minus 12 egal cu 23. Exact. Dar, ca să scriem până ajungem la 12, cum facem? 2 ori... 2 ori 6. 2 ori 3. 2 ori 3 de fiecare. Fiecare. 3 categorii. Deci iau un 2 din... Din cornul. Corn. 3, 20. Da. Deci 2 ori 3. Ori 2. Deci sunt 2 copii. De două ori. 2 ori 3 ori 2. Care face? 2 3 6 ori 2 12. Prăjituri luate, da? Dulciuri luate din total. Și acum, câte au rămas? Câte din au rămas? 35 scădem pe 12 și ne dă cât 35 minus 12. 12 ești atent? 35 minus 12, 5 minus 2 3. Da. 2, 23. 23 au rămas. Aha. Rămas. Corect. Acum vreau să te întreb câte au rămas de fiecare fel. 23 împărțit la... Nu. Nu. Deci de fiecare fel acum. Gata. Cum? 2, 20 și 5. Primul 5. Cornul. Cât au rămas acolo? 2. De ce 2? 3. Nu. 3. Ești atent? Câte s-au luat? Câte s-au luat din astea? 5? 2. Numai 2? Fiecare copil a câte 2? 4. Păi n-ai văzut! Păi n-ai văzut! Ce faci aici? Bun, la acum la bomboane, cât au rămas? Din 23. 5 minus 4, 1. Cum 5 minus 4? La cornuri.
La cornuri? La cornuri. Da, la cornuri am înțeles. La bomboane. Înseamnă 5 bomboane minus 4 egal cu un corn. Da. Bomboane 29. 29 de bomboane. Că tu te scazi din 23 pe 4. Dacă scazi 23 pe 4 de 29, 19. Deci din 23, tu vrei să vezi dacă eu am dormit azi după amiază. Da. 23 minus 4 este egal cu 19. 19 bomboane. Și prăjituri. Și prăjituri. Și prăjituri, 7 minus 4, 3. Deci 7 minus 4 7 minus 4 egal 3. Cu 3 prăjituri. Întrebarea este, oare coincide răspunsul de aici cu ce am zis noi că 23? Să bea drumul ăsta. Da, 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 da. Ia vezi tu. Cum a fost mai ușor, unul cu 9, 20 și cu 3, 23. Deci 23 rămân. Mai am eu una. Foarte frumoasă problemă. Ai drept. Unde nu te-ai prins, băi? Hai că să recunoaștem. Unde nu te-ai prins? Hai. Acolo, la doi copii. Asta, iau câte două. În rest, am văzut foarte bine problema. Da. Hai să citim o altă. Andrei are într-o cutie cuburi albe, galbene și verzi. Deci, albe, galbene și verzi. Cuburi, de cuburi. Bun. Cuburi. Albe. Știind că 26 de cuburi nu sunt albe. 26 nu cuburi. Sunt albe. Albe, 23 nu. Deci încă citim. Știind că 26 de cuburi nu sunt albe. Adică ce vrei să înțeleagă ești? 20 nu sunt galbene, iar cele albe sunt cu 8 mai puține decât triplul celor verzi. Bun. Află câte cuburi de fiecare culoare are Andrei. Da. Mă citim o dată, trebuie să-i duc la... Păi... Ia spune, prima parte. Păi, dacă 20 nu sunt albe, nici galbene și 23 nu sunt albe... Păi luăm ușor prima formulare, aștepți. Știind că 26 de cuburi nu sunt albe. Stop! Nu sunt albe. Adică, stop! Să fructificăm asta. Nu sunt albe. Adică cele 23 ce sunt? Ar fi galbene sau verzi. Deci galbene. Galbene. Păi galbene, 20 nu sunt galbene. Stop! Aici rămânem. Prima parte. Citim asta. Deci spune? Știind că 26 cuburi nu sunt albe. Atunci, acele 26 de care tip sunt? Ar fi galbene sau verzi. Galbene și verzi. Și la un loc. Deci prin acele 23 nu se găsesc albele. Deci nu se găsesc albe. Sunt galbe și verzi. Galbene și verzi. Deci aș spune galbenele plus verzile este egal cu prima 26. Că de nu sunt albe. Dar ne dă numărul total? Nu știu. Nu. Nu. Mai departe. Ce mai spune? 20 nu sunt galbe. Nu sunt albe. Galbene. Adică cele 20 cine sunt? Verzi. Verzi și albe. Deci verzi plus albe ar da 20. Iar cele albe sunt de 8 ori cu 8 ori mai puține decât triplul celor verzi. Mai citești odată că dacă eu trebuie să înțeleg și tu trebuie să înțelegi, nu eu. Iar cele, mai citim acolo. Adică albe dacă nu sunt 23. Nu. Citește aici partea asta. A, gata, domn profesor. Știm că verzi se repetă de două ori. Băi, se repetă, dar tu citești asta ca să putem... Lăsăm asta. Lăsăm alea două, dar n-am terminat problema. Așa s-ar putea să fie verzi. Lasă asta. Iar cele albe sunt cu 8 mai puține decât triplul celor verzi. Deci albele sunt cu 8 mai puține. La albele ar trebui 8, dacă ești mai puține,
Deci albe plus 8. Albe plus 8. Da? Îi pune pe el. Egal? Egal cu 5 până acolo. Triplul lui celor verzi. Ce înseamnă triplul celor verzi? Adică 3 ori verzi. 3 ori verzi. Egal cu 3 ori V. Da, 3 ori V. Dragule, asta înseamnă că am citit problema cu foarte multă atenție. Să nu te mai grăbești niciodată să cerci. Mai citim problema. Da, câte sunt de fiecare? Exact. Câte cuburi de fiecare culoare are Andrei? Gata. Dar să fim acum, după ce am citit-o o dată, de două ori am scris acolo, să ne convingem că am făcut bine. Și acum tu, te rog, să mai vezi încă o dată. Citește. Andrei are într-o cutie cuburi albe, galbene și verzi. Perfect. Știind că 26 de cuburi nu sunt albe. Foarte tare, nu sunt albe. Aici autorul vrea să spun, mă, tu te-ai prins că dacă nu sunt albe, sunt din celelalte două culori? Adică să spun galbene plus verzi fac 26? Adică galbene ar putea să fie 19, 18... Nu are importanță. Important este că împreună... 20 nu sunt albe. Adică dacă 20 nu sunt galbene. Galbene. Nu sunt galbene. Dacă, atunci, dacă nu sunt galbene, sunt verzi și albe. Asta, aici a fost tot miezul problemei. Nu-s de astea, atunci sunt de celelalte două categorii. Și pe urmă ce spune? Albe. Iar cele albe sunt cu 8 mai puține decât triplul albe celor verzi. Albe mai puține. Le mai pune 8 ca să ajung la triplul. Da? Le mai pune 8, că sunt puține ele. De-aia mai punem 8 ca să fie triplul. Și acum, dragul meu... Ce faci? Hai să vedem că le-am scris bine. Avem totalul, nu avem nimic, dar ne descurcăm. Asta e sigur. Avem ceva. Ce avem? Verse se repetă de două ori. Și galbenea ar putea să fie verzea ar putea să fie 6. Sau galbenea ar putea să fie 6. Tu vezi că se repete versele de două ori, nu? Da. Galben plus verde, verde plus alb. Și ce îmi dai tu? Galbenea ar putea să fie 6. Galbenea ar putea să fie 6? Da. Da, sunt. Galbene plus verzi 26. Verzi plus albe 20. Da. Păi galbene poate să fie 6. Sau verzi poate să fie 6. Mai să știi că aici albe poate să fie 10. Așa m-am încurcat de tot. Albe poate să fie 10. Albe. Luăm la întâmplare, crezi tu așa? Nu, am calculat. Cum? Verzi poate să fie 6. Și 6 ori 3 egal cu 18. Așa. Și dacă îi mai trebuie 8, îi trebuie, are 10 albe. 10 și... Dar de ce te opri la verzi 6? Ce te face pe tine să zici verzile 6? Sau galbene 6, mă. Ceva nu mi-e clar mie aici. Cum tu faci mișcarea asta? Galbene ar fi 6. Dar trebuie să ne gândim cum mare, nu așa, nu așa, dacă dăm la... Nu avem... Gândim aici și preună. Eu am toată... Tu n-ai dormit azi după amiază? Am dormit. Păi, gata e. Sigur facem problema. Trebuie să fii foarte atent. Știi ce mă gândesc eu? Să iau verzile. Da.